din păcate, mama nu mai este în legătură cu copilul, ci e legătură cu internetul, cu moda nouă de a naște, de a crește copilul. Și cred că asta m-a făcut să vin la emisiunea ta, care este o emisiune superbă. Se pierde contactul cu Dumnezeu și omul se reconectează la internet, de fapt, prin acest... Să nu numim numai Dumnezeu, să numim numai că tu ai spus, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Se pierde contactul cu noi. Eu n-am avut naștere care să dureze mai mult de 6 ore. Deci 3 ore era... Ei mi-au spus, tu naști femeia foarte repede. De ce naște femeia repede? Pentru că are încredere. Pentru că la naștere femeia trebuie să relaxeze. Deci o femeie la naștere are foarte multe gene pentru că ea trebuie să vomite. Deci o femeie care vomită mă face fericită, pentru că copilul își face loc și dă afară ce nu trebuie. Deci de aia eu spun, nașterea e o curățire. Deci nici o femeie care naște natural nu are senzația că primește copilul, ci are senzația că ea se rușinează că face în pat ceva. Și eu le explic la femei întotdeauna. În momentul în care ai senzația asta, copilul spune, Doamne, ce bine, ce bine că îi spui mamei mele să mă lase liber, să nu se jeneze. Și tu îi preiei toată rușinea pe care o ia ea și te ascultă pe tine.